Asta e peisajul de pe drumul D81 și în câțiva kilometri ajungem pe coastă să vedem marea din nou. De unde veniți, mă, caprelor? Bună dimineața, lume faină, bine v-am regăsit aici pe canal. Suntem în Corsica, în Calvi, ziua 7 din tura noastră. Astăzi plecăm de aici spre sud, mergem în Ajaccio, unde cel mai probabil o să ne cazăm la cort de data asta, pentru că vremea este foarte faină. Avem un traseu de aproximativ 250 de km de făcut astăzi și vom merge din nou pe bucata de coastă, pe drumul D81. Rămâneți cu noi pe parcursul clipului. Salutare! Cu o zi înainte, am profitat de fereastră de vreme bună de dimineață și am plecat la plimbare pe jos, prin Calvi. Am trecut prin port, după care am mers pe străduțele din centrul vechi și mai apoi am urcat la cetate. Ce priveliște faină te lovește când pleci din Calvi spre munții ăștia. Foarte fain. Acum câteva zile era mai multă zăpadă, dar s-a mai topit și cum a fost și ploile din ultimele două zile. Am oprit pentru micul dejun aici cu peisaj, să ne pice bine mâncarea. Asta e peisajul de pe drumul D81 și în câțiva kilometri ajungem pe coastă să vedem marea din nou. Da, într-adevăr, aici pe Corsica trebuie să aveți foarte mare grijă la capre și la porci. Uite-l pe ăla micu. Uită-te câte îs! De unde veniți, mă, caprelor?
pe acel drum am coborât alaltăieri. Se numește drumul D-124. Iar acum astăzi continuăm mai departe pe D-81. Acum suntem în Porto și mergem să vedem din nou marea. Coborâm până la plajă. Nu facem mare deviere decât poate un kilometru. Am plecat din Porto și ne îndreptăm spre Piana, tot pe drumul de coastă de 81. Astăzi, fiind duminică, e un pic mai aglomerat decât în timpul săptămânii, dar tot nu e așa grav, e fain, foarte fain zona. Pe drumul ăsta n-ai ce să cauți mai mult de treapta a doua sau maxima a treia, 40-50 la oră. De pe drumul de coastă de 81 am virat la stânga pe drumul de 70. Vom continua aproximativ 12 km pe acest drum, după care o să virăm la dreapta pe drumul de 23
și din câte văd o să ne aducă exact în mijlocul munților. Suntem în Vico și am virat la dreapta pe drumul T423 și avem acest view aici. Drumul pe care ne aflăm acum a devenit D1, e un drum mai îngust, plin de vegetație. Acest drum D1 e cel mai virajat din toată zona asta, e nebunie, dintr-o curbă în alta. Abia pot să merg cu treapta a doua de viteze, mă duc cu 30, cu toată 40 la oră. Vremea s-a încălzit foarte tare față de azi dimineață, acum avem 22 de grade. După ce am trecut acest râu pe râu, drumul a devenit cam prost, calitate aiurea, plin de petice, găuri, denivelări. Uitați-vă acolo, sunt 3 câini în spate, în benă, în portbagaj. La celălalt turist, e o Dacia Logan pick-up. Hai cât de fain. Bravo lor, am ieșit la plimbare. Am revenit pe drumul de coastă de 81. Bate vântul, cred că aud ce e cu video. Pa! Am ajuns la camping Les Mimosas din Ajaccio pe un vânt nebun. Abia am reușit să ne facem cortul, am ținut de el din toate părțile până l-am ancorat. Cortul e făcut, urmează numai să ne facem de mâncare. Facem niște pasta și niște orez. O să le combinăm, le facem împreună. Îmi bate un vânt aici, mâncăm pe furtună de vânt. Bine, dragilor, după furtuna aia de vânt pe care am mâncat, a venit și noaptea. O să încheiem acest episod de aici din cort. A fost o zi tare faină, în jur de 200 de kilometri până la urmă, nu 250, pe drumul ăla fain de coastă, de 81 și încă alte câteva drumuri înguste de munte. Foarte, foarte fain, vremea a fost bună, într-adevăr a bătut vântul, dar acum de vreo 2 ore s-a oprit.
În sfârșit. O să avem o noapte liniștită, dar foarte rece, așa că avem căldura cu noi, avem reșou, avem electricitate, o să ne fie fain cald la noapte. Mâine dimineață o să pornim spre Bonifacio, chiar în sudul extrem al insulei. Și astăzi a fost a șaptea zi din tura noastră pe Corsica. Și iar avem trei zile, iar a patra zi plecăm acasă. Deci vă ținem la curent, mulțumim frumos că ne-ați urmărit, nu uitați să vă abonați, să ne dați un like, să deveniți membru. Să cumpărați o cafea. Și bineînțeles, dacă doriți să ne finanțați și financiar, să ne suportați, să ne încurajați, aveți detalii în descriere. Mulțumim frumos! Noapte bună! Ciao!